Festivalul Internațional de Folclor Carpați, care a marcat debutul sărbătorilor Argeșului și Muscelului, s-a încheiat. Ajunsă la a 29-a ediție, tradiționala manifestare a reunit ansambluri folclorice din Georgia, Turcia, Ungaria, Polonia, Serbia, Italia, Taiwan și România, care au delectat publicul argeșan din Pitești, Mioveni, Câmpul Lung, Curtea de Argeș și Topoloveni. Festivitatea de închidere a avut loc acolo unde a început, la Pitești, chiar în ziua de Sfânta Marie Mare, și a cuprins o reprezentație a cântecului, dansului și portului tradițional, desfășurată în piața primăriei municipiului Pitești. Thank you.
Mesagerii tradițiilor de pretutindeni au continuat parada pe Strada Mare până în piața Vasile Milea, unde au susținut spectacolul de final al Festivalului Carpați în fața unui public numeros, iubitor al culturii naționale, dar și a altor popoare. Stimați concetățeni, în primul rând aș vrea să vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră la acest final de eveniment. Mă refer la Festivalul Carpați, prima manifestare a sărbătorilor Argeșului și Mușcelului, care sper că după a șasea ediție o avem în acest an, deja argeșenii să știe că luna august, din data de 10 august, în cele Argeșului și Mușcelului, cu acest festival minunat. În numele dumneavoastră și al tuturor cetățenilor județului Argeș, să le mulțumesc delegaților prezenți la această manifestare. Este o bucurie pentru mine și cu siguranță și pentru dumneavoastră că, în primul rând, avem un spectacol de ținută, un spectacol de ținută internațională. În al doilea rând, se împlinește o dorință și a noastră și a noastră, aceea de a avea scaune aici, scaune pe care le vom avea începând cu săptămâna viitoare și la fântâna muzicală din piața primăriei. Vreau să mulțumim împreună Consiliul Județean, dar mai ales domnului Constantin Niculescu, președintele nostru, președinte Consiliul Județean, pentru efortul, pentru perseverența și pentru inspirația de a continua tradiția noastră românească populară în Argeș. Mulțumesc, domnule președinte! Trebuie să înțelegem cu toții că în această perioadă de globalizare și în această perioadă grea pentru noi toți, tradiția, folclorul și mai ales rădăcinile noastre adânc înfipte în pământul românesc sunt cele care ne vor salva, ne vor scoate din acest marasm. Vă rog să fim de acord să aplaudăm pe toți acești mesageri și continuatori ai tradițiilor românești, dar și internaționale.